găsit la Firul Ierbii, emisiune cu și despre fotbal. Moldova a întâlnit acasă Austria, cum a fost atmosfera din tribune, aflați în reportaj. Despre sportul rege, dar și alte pasiuni am vorbit cu Ion Gheorghiu, fostul secretar de stat al Ministerului Educației, cum s-a descurcat Artur Ionită în rol de antrenor, dar și cum e să joci fotbal la ore. Pe toate acestea, dar și alte informații, aflați imediat. Ultimul meci în cadrul preliminarilor campionatului mondial disputat de echipa Moldovei a avut loc tocmai luna martie. Atunci Moldova a pierdut acasă meciul cu Israel. Durerea provocată de înfrângere se pare că a trecut, deoarece mii de fani au venit astăzi să susțină echipa Moldovei împotriva austriecilor lui Alaba. Nu putem discuta, din păcate, dar este minunat. Toți trecem pe niște emoții prin noi. Cât ai văzut ultima dată cu el? Cred că acum 6 zile. Succes, tati, și Bogdan cu Răzvan te urmăresc. Желаю победы, красивой игры, что достойно сыграли ту игру. Hai Moldova! Hai Moldova! De moarte ca viteaz Olimpo. Eugen, să înțeleg, cu toată dedicația și dragostea ai venit la mine. Riva mai este o strofă comoră. Șerif este în Liga Campionilor, prima dată în istoria Republicii Moldova. Tu ești prieten cu fotbal? Prieten cu fotbal, da. Sunt microbist. Dar unde jucați? Jucăm la pariuri, de obicei jucăm, da. Este ora 21:58, meciul întârzie cu cel puțin 14 minute. De vină este o dronă care explorează stadionul Zimbru. Nu se știe deocamdată cine este stăpânul acestei drone. Între timp, fotbaliștii nu stau degeaba, se încălzesc ușor pentru a se menține pregătiți și în formă pentru meci. Avem foarte mult drona care este deasupra stadionului. Cauzează probleme pentru începerea partidei. Vă rugăm foarte mult să o luați! Meciul dintre cele două naționale s-a încheiat într-un final cu scorul de 2-0 pentru austrieci. După meciurile cu Scoția și Feroe, Moldova va întâlni acasă Danemarca și Israel în deplasare. Ambele partide vor fi disputate în luna octombrie. L-am luat la întrebări și pe capitanul naționalei și mijlocașul celor de la Benevento, Artur Ionită. Cum s-a descurcat? Vedeți imediat! Cel mai frumos cadou primit de ziua ta pe 17 august. A fost o surpriză făcută din partea părinților care mi-a făcut surpriza de a se prezenta în ziua aceea, eu neștiind că sunt acasă în Moldova. Aha. Și asta a fost cea mai mare surpriză, pentru că îmi dau seama că este un sacrificiu pentru ei totuși să se organizeze cu lucru, cu munca. Cine va avea un sezon mai bun, Messi la PSG sau Ronaldo la Manchester United? Messi. În Italia m-am simțit mândru că sunt moldovean atunci când... Atunci când oriunde nu aș pleca, mă recunoaște lumea. Cine este cel mai stilat jucător la națională? Eu. Care este al doilea cel mai preferat sport după fotbal? Basket. Care este aplicația cel mai des folosită? Știrile de sport. Ce tare. Dar ceva din jocuri voi, fotbaliștii? Nu am. Aveți timp liber, nu trebuie să ne dați joc. Pizza sau paste? Ambele. Impresar sau arbitru? Ce ai alege? Cred că impresar.
Să începem cu portarul Golini, care recent s-a transferat de la Atalanta la Tottenham. Apărătorul stâng este Agostini, care când am ajuns eu la Hellas Verona a fost numărul 1, nici antrenorul, el anume a fost jucătorul care mi-a dat o mână de ajutor să mă integrez cât mai repede în fotbalul și stilul italian. În apărare voi merge pe Marques, care e jucătorul Barcelonii, un jucător de experiență, liniștit și iarăși cu o experiență de viață foarte mare. Și am să trec direct la atacanță, nu la mijlocaș. Este Luca Toni și Borriello. Cred că Luca Toni știm cu toții cine-i. Borriello la fel, este macho al Italiei. Și mijlocașii, unul din cei mai reușit sezon a fost la Cagliari 2 ani în urmă, când Barella de la Inter și Garini, și eu am format un trio în centru care am adus rezultate și meciuri spectaculoase la echipa aceasta. Naționala mare, a venit și timpul să susținem jucătorii echipei Under 21. Aceștia joacă cu reprezentativa de tineret a Bulgariei. Miza? O calificare în premieră la campionatul european de tineret Under 21. Unde jucați fotbal voi? Jucăm fotbal la echipa din satul nostru, localitatea noastră. Pe de unde? Sângera. Pe cine susțineți? Aveți prieteni în echipa? Moldova nu, dar susține Moldova, da, clar. Ce înseamnă un fotbal pentru tineret? Pentru tineret, fotbalul înseamnă viață. Fotbalul pentru mine înseamnă un sport care eu foarte tare îl iubesc. Îl practic de 3 ani. Ai luat lecții de la cei mai mari? Da, m-am antrenat de multe ori cu portarul care va juca astăzi pentru FC Zimbru, pentru Națională, Silviu Șmalenea. Moldova forever! Ah, Moldova forever! Cine te-a motivat să vii într-o zi de vineri la fotbal? Știi că vineri e pentru computer, pentru telefoane. Da, vreau să văd cum joacă Moldova și să mă înveți de la ei să joc mai bine. Ce fac fetele la fotbal? Ne uitam la frații juniori, așteptăm să joace. Cum o cheamă? Daniel Lisu. Daniel? Și eu sunt Daniel. Fotbalist. Cel mai tare fotbalist din Moldova. Naționala Under 21 a Moldovei a suferit până la urmă o înfrângere în meciul cu Naționala de tineret a Bulgariei, dar continuă lupta pentru accederea în premieră în cadrul următorului campionat european Under 21. Teoretic Gogol are propriul teren de fotbal. Inaugurarea are loc cu mare fast. Copiii sunt încântați că acum au propriul teren sportiv. Cine știe, poate viitorul Messi sau Ronaldo se naște anume aici. Играть в футбол в школе. Да, в принципе, мы всегда готовы, только если мы нервничаем. Только всегда только выигрывать. Для меня футбол это величественная игра мира. А девчонки играют в футбол? Да, да. Некоторые. Important el este pentru Federația Moldovenească de Fotbal, pentru că prin intermediul acestui proiect noi atragem cât mai mulți copii în practicarea sportului pe care îl reprezentăm, respectiv fotbalul intră în școli prin
programă fotbal în școli, prin clase specializate de fotbal, care o să ne permită nu doar să le oferim copiilor posibilitatea de a practica proba noastră în condiții foarte bune, dar și de a identifica cei copii talentați care pe viitor ar putea deveni copii care o să reprezinte Republica Moldova, de ce nu chiar și pe arena internațională. Deci această deschidere a primăriei este foarte bună. Acest proiect noi îl dezvoltăm nu doar în municipiul Chișinău, dar în întreaga Republică. Acest proiect cu clase specializate de fotbal îl facem împreună cu Federația de Fotbal. 80-70% independență în funcție de terenurile care sunt pe teritoriul instituțiilor educaționale este investiția primăriei în municipiul Chișinău. Dacă ne referim exact la acest teren, aproximativ 1 milion de lei. Federația de Fotbal vine cu covorul artificial în toate aceste proiecte pe care le facem. Avem și clase specializate de fotbal. Obiectivul nostru este ca în 2 ani de zile să avem 40 de stadioane de acest tip și cât mai multe clase deschise pe teritoriul municipiului Chișinău. Am jucat fotbal în copilărie, am jucat foarte bine. Eu cred că acum am o problemă la legament la piciorul drept, dar cred că în momentul în care se repară vă pot demonstra că alerg bine și bat bine. Какие последние новости из футбола вы знаете? То, что Шри будет играть в лиге футбола, ну, лиге чемпионов. Да, да, чемпионе. Я знаю, что Месси в детстве кинул в учителя стул. Честно говоря, не берите пример от Месси. Мы развиваем наше мышление, потому что во время игры в футбол мы должны играть в пас, не только один. И мы должны ориентироваться. А как ты смотришь, что будешь играть в футбол с девчонками в одной команде? Ну, ничего такого, есть женские сборные, поэтому они имеют право играть. Sportul e sport, dar sărbătoarea nu a fost anulată. Cei 30 de ani de independență ai țării noastre au fost sărbătoriți cum doar fotbaliștii o știu să facă. Prin goluri, e clar. Turneul de mini-fotbal Cupa Independenței a avut loc la Vadul lui Vodă și a reunit circa 100 de fotbaliști dornici să câștige și să se distreze. Zece echipe cu peste 100 de participanți amatori au făcut spectacol la Vadul lui Vodă. Sportivii din Moldova și România au luptat pentru Cupa Independenței. Turneul dat este o premieră pentru Republica Moldova, dat fiind faptul că Cupa Independenței se organizează între echipele asociațiilor obștești. Anterior am mai organizat Cupa Independenței la mini-fotbal între structurile de forță. Unei participau acele sub genul Ministerul Afacerilor Interne, dar și alte autorități de aplicare a legii. Anul acesta am decis să venim cu Cupa Independenței între asociațiile obștești. Cred că s-a primit și este un eveniment frumos. Pe lângă promovarea unui mod sănătos de viață, turneul a avut și un scop nobil. Este vorba despre acel sprijin cu care am decis să venim toate echipele pentru Asociația Copiii Ploii. Este vorba de asociația care reprezintă interesele copiilor cu nevoi speciale și ne-am gândit că în afară de faptul că promovăm sportul în rândurile amatorilor, ne-am întâlnit, socializăm, jucăm fotbal cu prilejul Zilei Independenței, venim totodată și cu un sprijin pentru această asociație. Regula fair play-ului, socializarea și spiritul competitiv contează în primul rând, spun jucătorii. Acum a fost un meci foarte, foarte greu, pur și simplu foarte multe ocazii, nu reușeam să marcăm, însă totuși pe final norocul a fost de partea noastră și am reușit să marcăm un gol și am câștigat meciul 1-0. Vă cunoașteți adversarii atunci când jucați? Intenționați să-i cunoașteți, să vedeți punctele slabe? Da, desigur. Majoritatea adversarilor îi cunoaștem, deoarece mai participăm în diferite turnee de fotbal printre amatori. Însă, după cum ne-ați întrebat, sunt echipe și care nu îi cunoaștem, de exemplu, cum sunt cei din lumea afacerilor care au pierdut tocmai 5-0. Am învins. A fost un meci foarte important în grupa în care evoluăm. Tot eram după o victorie, adversarii noștri veneau tot după o victorie, foarte categorică și a fost un meci foarte strâns, dar oricum am învins 1-0 și este un motiv de bucurie pentru toată lumea. Evenimentul a fost organizat de către Asociația Obștească Institutul pentru Dezvoltare, Modernizare și Inovare în domeniul social, în colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal.
Ion Gheorghiu vrea să schimbe sportul din țară și are eficiente cunoștințe pentru a conduce Comitetul Olimpic și Sportiv al țării, lucru despre care ne-a vorbit în interviu. Ion Gheorghiu, fost secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, dar mai întâi de toate sportiv, antrenor și profesor. În cariera sa de sportiv, începută în 1993, a fost campion european la kickboxing și triplu campion european la box tailandez. A fost lider al Federației Moldovenești de Lupte, dar și profesor în Departamentul de Sport la Academie de Poliție a Republicii Moldova. Ion Gheorghiu trăiește cu și prin sport și vrea să ajute ca lucrurile să meargă bine în acest domeniu, prioritar pentru o țară prosperă. De cât timp jucați fotbal? De foarte mult timp, bănuiesc, de când mă țin minte, eu cred că de la 5-6 ani jucam fotbal, așa, fotbal amator. Cum a fost fotbal în copilărie? Bine, eu am crescut într-un orășel, orășelul Telenești, aveam școală sportivă și acolo chiar am făcut fotbal în această școală sportivă. Au fost condiții foarte bune, am avut și cu echipieri foarte buni, am făcut așa la un nivel destul de, hai să spunem, profesionist la acel moment. Mi-a plăcut foarte mult, a fost genul de sport care m-a format, aș zice, și chiar mi-a plăcut foarte mult. Preferați fotbalul moldovenesc sau internațional? Nu-i fac o diferențiere ca fiind moldovenesc sau internațional. Îmi place fotbalul ca fenomen, ca joc, în genere, ca gen de sport. Numiți trei fotbaliști moldoveni cei mai buni pe care ați văzut vreodată jucând? Trei fotbaliști cei mai buni, nu, sunt doar doi. Haideți. Pavel Ciobanu și Igor Dobrovolski. Pentru a treia poziție sunt lista e mult mai mare și ca să nu supăr pe nimeni, nu o să numesc pe nimeni. Ok, cu ce echipă țineți? Cu echipa națională, echipa națională a Moldovei. Dar de pe arena internațională? Bine, iarăși, mai întâi de toate echipa națională, dar echipa de suflet ar fi Juventus Torino. Ați fost unul dintre salvatorii fotbalului pe timp de pandemie, vorbesc. Ați fost printre cei care au susținut reînceperea campionatelor de fotbal în Moldova. FMF v-a dat o medalie pentru asta. E foarte amuzant, m-ai numit salvatorul și această medalie. Nu, n-am primit medalie, mai întâi de toate. Altceva, nu mă consider salvatorul fotbalului, dar într-adevăr a fost o perioadă foarte dificilă, această perioadă de pandemie, și au fost salvatorii fotbalului. Și dacă vă interesează cine sunt, vă spun, sunt marea familie a Federației Moldovenești de Fotbal, începând de la conducerea federației, comitetul executiv, colaboratorii, juriștii, antrenorii, inclusiv și fotbaliștii sportivi. De ce spun acest lucru? Deoarece, fiind secretar de stat pe domeniu, noi am avut o colaborare foarte și foarte constructivă. Am lucrat foarte mult la elaborarea protocoalelor, la elaborarea instrucțiunilor anti-COVID. De asemenea, chiar mi-aduc acum aminte, au fost și foarte răbdători cei de la Federația de Fotbal, deoarece am reluat procesul de antrenamente și procesul competițional eșalonat, treptat. Mai întâi am început cu seniorii, cu echipele care trebuiau să participe la cupele europene, apoi cu tineretul, juniorii și în sfârșit au început și copiii. În tot acest timp, permanent am fost umăr la umăr, am muncit de comun acord, am urmărit ca toate aceste protocoale anti-COVID care erau impuse de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică să fie respectate și spun eu că am reușit împreună, n-am avut niciun caz de îmbolnăvire, echipa națională și echipele de club au reușit să participe, îl avem pe Șerif în Liga, în grupele Ligii Campionilor, vom avea jocuri foarte puternice acasă cu Real Madrid și Inter Milano, Shakhtar Donetsk și spun că toate aceste lucruri au fost datorită faptului că acum un an pe timp de pandemie, împreună cu echipa FMF, am reușit să reluăm fotbalul moldovenesc. Vă observ foarte des la meciuri de fotbal, inclusiv aseară, la meciul cu Bulgaria. Veniți la fotbal pentru că sunteți funcționar public sau pentru că sunteți cu adevărat pasionat de fotbal? Nu, categoric. Îmi place fotbalul foarte mult și v-am spus, sunt un fan înrăit a echipii naționale, oricare n-ar fi. Echipa națională de fotbal, volei, lupte, judo, în genere echipe naționale. Și nu scăp niciodată posibilitatea de a merge la un meci de fotbal. Din păcate, încă o dată mă repet, da, merg întotdeauna cu familia, copiii mei, am doi băieți, tot fac sport de performanță. Bine, nu sunt fotbaliști, dar cu mare plăcere merg la meciurile de fotbal. Ce gen de sport fac băieții voștri?
Judo. Dacă tot am vorbit de meciuri, care ar fi o finală a Champions League pe care vă amintiți cel mai bine? Cea mai spectaculoasă? Fiind suporter a echipei Juventus, mi-aduc aminte atunci când Juventus a luat cupa. Despre proiectul grandios Fotbal în școli al FMF, care acum a fost lansat și în Rusia, ce părere aveți despre asta? Este un proiect absolut extraordinar, este un proiect pe care am avut și eu ocazia să susțin acest proiect și să-l promovez cumva, fiind secretar de stat pe domeniul tineret și sport al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Esențial în tot acest proiect este faptul de a atrage cât mai multă lume în acest proiect, cât mai multe școli și mai mulți copii. Deoarece sunt sigur că nu toți acești copii vor face sport de performanță, vor fi sportivi, vor fi sportivi profesioniști, vor fi sportivi care vor juca în echipele naționale, dar cert este faptul că dacă noi vom reuși să le cultivăm această dragoste față de sport în general și față de fotbal în particular, atunci, peste timp, când vor deveni personalități, vor deveni oameni de afaceri, atunci vor investi în sport și în fotbal. Vor fi politicieni, vor avea posibilitatea să promoveze legi care să ajute sportul. Fiind, nu știu, jurnaliști, vor merge în sport și vor oglindi mersul lucrurilor anume în sport. Dar cel mai important că vor fi iubitori ai fotbalului, vor fi microbiști, susținători ai fotbalului și atunci vor fi consumatori al fotbalului. Vor cumpăra bilete pentru echipa națională, vor cumpăra abonamente pentru a merge la echipa de suflet, vor cumpăra maiouri, fanioane și altă atributică, ceea ce înseamnă bani. Vor privi meciurile la televizor, ceea ce înseamnă audiență, audiență iar înseamnă bani, toate sunt legate. Și acest lucru este foarte benefic. Eu vreau să spun că este într-adevăr un proiect fabulos și datorită faptului că împreună am început cu Ministerul și Federația de Fotbal acest lucru, apoi au preluat-o și alte sporturi. Avem lupte în școli, avem tenis, eu știu un proiect cu primăria, judo, aceste lucruri sunt foarte benefice. Lumea vă vede drept un viitor lider la Comitetul Olimpic. Cum credeți? Ce calități vă recomandă pentru acest post? Da, noi sunt foarte proaspăt. Ieri am avut o conferință de presă unde am vorbit despre rezultatele sportivilor noștri la Jocurile Olimpice și am menționat acest lucru că este nevoie stringentă de o schimbare în Comitetul Național Olimpic și Sportiv, deoarece este o organizație care are un impact extraordinar și este foarte important în viața sportivă a Republicii Moldova. Și vreau să spun că foarte mult timp deja de când actualul conducător deține acest post și zic eu că nu se prea descurcă cu această funcție și în urma acestui discurs care l-am avut, am avut foarte multe sunete și cuvinte de susținere, inclusiv de la conducătorii federațiilor sportive care sunt și membre ai Comitetului Național Olimpic și Sportiv, ceea ce îmi dă forță și ceea ce mă face încrezător în această luptă că o să învingem și cu adevărat o să schimbăm lucrurile mai întâi de toate în Comitetul Național Olimpic Sportiv și apoi inclusiv în sportul autohton. Vorbind de calități care trebuie să le avem, cel mai important bănuiesc e să punem în valoare capacitățile și aptitudinile cu echipierilor. Acum vorbesc, chiar vă spun, avem președinți de federație care muncesc de o viață în acest domeniu și țin foarte mult la genurile pe care le reprezintă. Avem antrenori care sunt foarte devotați lucrurilor și avem cel mai important sportiv care sunt foarte talentați. Și toate aceste lucruri, dacă vor fi puse în valoare și vom reuși să menajăm aceste lucruri foarte și foarte corect, atunci avem un viitor frumos. Sunteți sportiv de performanță? Fost sportiv de performanță. Mm-hmm. Ce de sport ați practicat? Sunt campion european la amatori și la profesioniști, la kickboxing și la Muay Thai. Copilașii au luat un exemplu de la dumneavoastră. Da, sper să fie un exemplu bun. Și uite, acum, recent, aceste genuri de sport vor fi și sporturi olimpice. Așa că, cândva, când am început eu să practic sportul, avem ceva o legătură. Dacă revenim la comitet, ce lucruri ați schimba dacă o să fiți la cârma comitetului? Foarte multe lucruri trebuie schimbate la comitet ca să meargă lucrurile strună și să fie foarte bine, dar mai întâi de toate aș schimba statutul. L-aș face unul transparent, l-aș face unul care să fie pe principii democratice și unul care să pună în valoare încă o dată capacitatea și calitățile oamenilor noștri extraordinare. Impactul sportului într-o țară sănătoasă?
care este impactul sportului foarte mare. Este, de sport depind foarte multe lucruri, mai întâi de toate sănătatea națiunii. Tradițional, Messi sau Ronaldo? Messi. Uh-huh. Pizza sau pasta? Carne. Munte sau mare? Cu omul drag. Există un lucru pe care l-a schimba, mă refer la fizic? Nu. Adică sunteți perfect. Mă consider perfect. Domnul Gheorghiu, mersi pentru timpul acordat și interviu. Daniela și eu vă mulțumesc foarte mult și oricând o să fiu la dispoziția noastră. Să aveți spor și o toamnă frumoasă. Cu reușite! Aici ultimele noutăți direct de pe pista de alergare. Naționala Moldovei a suferit alte două înfrângeri în deplasările din Scoția și insulele Feroe. Ambele meciuri au fost disputate în cadrul preliminarilor campionatului mondial din 2022. Acum țara noastră se află pe ultima poziție din grupa F. Cam atât despre evenimentele din fotbal de săptămâna trecută. Noi ne revedem neapărat și în ediția următoare cu noi meciuri și reușite din fotbal. La revedere!